Salut frumoșilor! Azi vreau să vorbim puțin despre active și pasive. În engleză, assets și liabilities. Care e diferența dintre cele două și când un bun se comportă într-un fel sau un alt fel. De exemplu, azi luăm mașină. Mașinuța mea, un Ford Mondeo din 2016. O să vă zic cam care sunt diferențele dintre cele două categorii. Când mașina este un bun de valoare, adică un bun activ, când este un bun pasiv. E un pic cam jegoasă, că a tot plouat prin Constanța zilele astea. Hai să intrăm. Așa. Ok, că tot ați auzit de la Kiyosaki, de la, nu știu pe cine ați mai citit, Tony Robbins. Ce înseamnă asset? Este un bun care îți bagă bani în buzunar, nu care îți scoate. E, aici e cu două tăișuri am asta, da? Ideea este că atunci când îți iei o mașină, dacă ți-o iei doar pentru uz personal, ca să te dai pe tomis cu ea, atunci nu este un asset, este un liability. Ce se întâmplă? Practic îți scoate bani din buzunar. Trebuie să plătești impozit, trebuie să plătești motorină ca să te plimbi. Eu când am luat mașina, mi-am făcut niște calcule. În primul rând, da, mi-a mai zis lumea că de ce nu ți-a luat un Logan, că păi nu, stai puțin. În primul rând aveam nevoie de confort. Făceam drumuri la Sibiu, la București, am făcut 20.000 de kilometri în 2 luni și ceva. Și plus, după drumurile astea care sunt super, super obositoare, n-aveam nicio treabă. Mergeam 8 ore pe drum și ajungeam la treabă din nou acolo, continuam. Adică partea asta de confort nu e de egalat cu un Logan sau, mă rog, altceva. Când am luat-o, am zis, bă, ok, o am pe aia veche, care nu mai face fața. A început să pice un furtun, a început să pice bucșarea, trebuia să încep să bag bani în ea. La asta n-am băgat niciun bani de când am luat-o. Adică, ok, am făcut practic o investiție. Atunci, în momentul ăla, este o investiție. Dacă salvează timp sau îți face bani, mașina poate fi o investiție. Da? Dacă o dădeam, de exemplu, la închiriat, îmi făcea bani. Da, după aia trebuia să iau taxiul sau să mă mut de colo-colo, pentru că sunt toată ziua cu fundul în mașină aproape și mă costa și mai mulți bani. Pierdeam și mai mult timp. Dacă mi-o luam, de exemplu, prin leasing, doar ca să o am așa de lux și să mă plimb cu ea, atunci, da, nu mai era un asset. Practic, era doar să mă fandosesc și să arăt lumii că am. Dar în caz contrar, dacă îmi produce timp sau bani, este o investiție. Același lucru se întâmplă și cu casele. Oricât ar vrea unii sau nu ar vrea să accepte faptul că dacă îți faci credit la bancă să stai în casa respectivă sau în apartament, ăla nu este un bun de valoare, nu este un activ, este un liability. Nu este un asset. Pentru că ai în continuare impozit, ai în continuare renovări de făcut, ai niște costuri de-astea ascunse pe care nimeni nu le ia în calcul atunci când face creditul pentru prima casă. Dar pentru asta o să fac un vlog separat, acum vorbim de mașină. Fosta mea mașină a fost tot un Mondeo din 2007. Era o mașină decentă și a făcut treaba. Îmi place Ford-ul foarte mult, că n-am avut niciodată probleme cu Ford. Motor de calitate, mașină solidă, a fost foarte în regulă din toate punctele de vedere. Dar când s-a învechit mult mașina, nu mai făceam față, adică îmi trebuia altceva. Și faptul că sunt pe drumuri mereu, aveam nevoie de o mașină, pur și simplu. Așa că, ok, a trebuit să fac o investiție ca să-mi asigur treaba asta de timp salvat și bani, pur și simplu. Nu am ieșit niciodată cu mașina asta să dau ture, să mă afișez. Este doar o bucată de metal care sper să nu mă omoare din greșeală vreodată. Nu o consider sufletul meu, copilul meu, nu-mi pasă deloc ce se întâmplă în mașina asta, adică o mențin curată, o mențin confortabilă, o mențin la costuri reduse și să mă ajute să-mi fac treaba. Și oricum este o mașină de tranziție, pentru că eu îmi doresc foarte mult să-mi iau Tesla. Din aceleași motive, pentru că nu mai am motorină și o să fac o grămadă de drumuri, inclusiv național. Nu mai am servisare auto, uleiuri, chestii, plăcuțe de frână, alea toate sunt pe magnet și atunci când pui frână inclusiv îți încarcă bateria. Îmi place conceptul de Tesla, că îmi place viața lui Elon Musk, îmi place cine e omul ăla și ce reprezintă ca și concept de antreprenor și concept de business pe care l-a dezvoltat, business-uri. Și de-aia o să-mi iau Tesla următoarea mașină, dar până atunci aveam nevoie de ceva care să nu aibă stricăciuni din ce în ce mai frecvente și să-mi scoată bani din buzunar. Asta e și ideea la mijloc. Deci orice bun poate să fie și asset și liability, nu în același timp. Depinde numai și numai cum îl folosești. Ăsta e doar un teaser, o să mai urmeze vloguri pe tema asta de educație financiară. Până data viitoare, like, share, subscribe și conduceți cu grijă. Ciao!